Joi, de ziua eroilor neamului, Primăria Comunei Cornul Luncii a organizat un eveniment pentru comemorarea soldatului erou Ioan Grosaru, cel care, în anul 2007, a murit în timpul unei misiuni în Irak. Evenimentul a avut loc la monumentul închinat soldatului din satul Păiseni. Astăzi îl omagiem pe eroul și poetul Ioan Grosaru, care acum 10 ani a murit într-o misiune a armatei române în Irak. Un om care putem să-l scriem toți și oriunde și aici cu o mare de la omenie. Astăzi este o zi deosebită. Este înălțarea și ziua eroilor neamului românesc. Și după cum vedeți și dumneavoastră, în comuna Cornul Luncii, noi sărbătorim și comemorăm eroii așa cum nimeni alții nu fac așa ceva. Dumnezeu să ierte pe eroi, Dumnezeu să-i pomenească pe eroii noștri și, bineînțeles, Dumnezeu să ne răsplătească credința și dragostea noastră. Amin. Cu această ocazie, conducerea școlii din Cornul Luncii a acordat premii elevilor care s-au remarcat la Festivalul de Literatură Ioan Grosaru, ajuns la cea de-a doua ediție. Festivalul acesta a fost conceput și gândit de anul trecut, deci noi suntem la a doua ediție, la nivelul școlii gimnaziale Cornul Luncii, cu sprijinul primăriei Cornul Luncii și a cultului eroilor, filiala Suceava, cultul Regina Maria.